Prin acțiunile care le faceți, vă spălați, mâncați, curățați vase, tot ce se întâmplă ajunge în canalizare, iar din canalizare ajunge la noi. Stația de epurare este relativ nouă, s-a construit în anii trecuți, după cum vedeți arată foarte bine față de ce era înainte, nu mai miroase față de cum mirosea mai de mult când oamenii veneau aici cu puțină jenă. Pe unde ați intrat voi, acolo este intrarea canalului, cum vine apa, în stația de epurare. O să intrăm un picuț aici, aici e gălăgie, o să vă rog să fiți atenți și să nu vă loviți. Cum vi se pare aici? Stop! Da? Aici e canalul de intrare în stație. După cum vedeți, apa vine murdară. De ce murdară? Da? E foarte murdară, de la toate impuritățile care se află. Se face prima dată o epurare mecanică, cum se zice, de marile obiecte, de cârpe, de sticle de plastic, de bețe, de... Am avut capace de televizor și alte animăluțe pe aici la noi. Iar grătarele acestea pornesc automat. Ele fac curățarea mecanică, aduc toate obiectele mari, toate cârpele, și le scot printr-un jgheab, uitați în bene. Vedeți care se, când se umple, se scot de către oameni afară și se duc la groapa de gunoi. Aici e cam cel mai mirositor loc care îl avem. Pentru că e primul gunoi care se adună. Se compactează frumos. Iar grătarele astea pornesc în mod automat și fac curățarea. Ele ridică sus toate mizeriile, le prind printr-un jgheab și le scot aici în bena de gunoi. Avem niște grătare care pornesc în mod automat. Ele la 10 minute pornesc 2 minute și curăță toată mizeria, o scot prin niște jgheaburi și o colectează în benele care se duc la groapa de gunoi. E o epurare grosieră și pe urmă epurare mai fină a obiectelor mai mici. Asta trebuie să știți voi că se face în camera asta. Una, s-a făcut epurarea grosieră de materialele mari, pe urmă se face în camera de sus epurarea nisipului. Da? Deci particulele mici care sunt în apă. Să începem de aici, pornim cu apă cât de cât curată, fără mizerii. Da? Nu, că nu e în voie. Deci dacă vă uitați, am scăpat de obiectele mari din apă, acum avem o apă cu grăsime și cu nisip. Aici se separă grăsimile și nisipul, în partea asta. Avem acel pod care, vedeți, vine spre noi. Când vine spre noi, o să vedeți dincolo în celălalt bazin gol, aduce nămolul în capătul ăsta. Podul când merge încolo, duce grăsimea pe canalul ăsta. Aerul care este introdus în bazin, împinge grăsimea spre canalul din lateral. Iar aici podul îl duce spre o bașă, așa se numește, o groapă colectoare de grăsimi în capătul celălalt. Da? Dacă vreți să vă uitați în cealaltă parte, o să vedeți adâncimea și cam cum arată bazinul respectiv. Aici. Cu asta încheiem treapta mecanică de epurare a apei. De fapt, în bazinul ăla, în decantorul primar, e treapta mecanică. Da? Ați văzut forma bazinului? Face ca nisipul să se ducă pe fund, iar acea lamă colectare o aduce spre capătul dinspre noi. Se umple bazinul ăsta. Da, deci noi avem două linii separate pe care funcționăm. Când vrem să curățăm o linie, o golim, funcționăm pe cealaltă. Funcționează alternativ? Alternativ, ca să putem face curățarea. Să mergem în condiții. Apa asta toată e în canal. Deci sunt toate canalele din toată zona asta, de 68.000 de locuitori. Câmpia, Turda, Vișoara, Mihai Viteazu,
68.000? Da, atâția locuitori suntem pe tot arealul, acum. Mergem mai departe. Haideți. Aici se face epurarea apei de nămol, deci de particulele fine, fine, până la 0,2 mm care se mai află în apă. Ele se decantează pe fundul bazinului și tot așa cum ați văzut dincolo, s-a dus în capătul acesta unde partea de nămol e pompată în spatele stației unde se începe să se separe linia apei de linia nămolului. Deci să înțelegeți că în stația de epurare se face o separare a apei de toate particulele care se află în apă, cât sunt ele de mici. Și o să vedeți la sfârșit ce rezultă. Ca să putem epura, este o cultură de bacterii microscopice, care o să le vedeți la laborator, și ele încep să mănânce tot ce-i răuți în apă ca să facă apa curată. Un proces întreg. În parte se oxigenează, se dă oxigen la ele să se dezvolte, iar în cealaltă parte le luăm oxigenul pe partea proastă care se formează în ape. Nu bezi din asta, că asta e apa care o dați la canal. În bazin aici, deja vine apa curată, după ce bacteriuțele și-au făcut treaba. Aici s-au separat, nu mai avem nămol, avem decât apă curată, cu puțin nisip. Da? O să vedeți, în bazinul ăsta, de aici începe să deversăm spre exterior, spre Arieș. Și o să vedeți pe canalul de lângă voi, care vi-l arătăm acum, cum iasă apa curată deja din acest bazin. Noroiul rămâne în interior, care se duce înapoi în... Aici vine canalul, deci pe tot, e foarte adânc. Deci se vede în Arieș de aici. Deci din canalul ăsta, uite, o să mergem și acolo evacuarea spre Arieș, la 50 de metri după gard de Arieșul. Vedeți cât e curată deja? Toată apa din bazin care vine aici și se scurge spre Arieș. Asta e ultimul nivel. Aici ieșim. Sub noi este un tub care duce direct în râu Arieș. Copii, ăsta miroase a detergent aici. Dacă simțiți, miroase un pic a detergent. Ăsta e ultimul pas al apei, de aici se evacuează în Arieș. A
am vizitat acest pentru ca să vedem ce putem să facem pe aici. Ce... Și ce v-a impresionat cel mai mult? Curățarea apei. Și ce ați vizitat? Am vizitat unele locuri care erau foarte murdare, unele care unde se curățau apa, erau foarte frumos. Da? V-a plăcut? Da, mi-a plăcut, nu știu colegilor dacă le-a plăcut. Ce ați vizitat astăzi la compania de apă Arieș? Apă. La stația de tratare. Apă. Și ce ați vizitat mai exact? Bazini, apă, mizerii. Și ce v-au explicat colegii noștri? Cum se curăță? Bacteriile. Bacteriile? Da. Și ce v-a impresionat cel mai mult? Că apa cum curge, cât de mare bazinul. În partea aceasta, tot nămolul care s-a adunat din apă, ce l-ați văzut că tot l-am adunat, ajung în cele două mari bazine albastre. Da? În bazinele albastre se adună tot nămolul, acolo el fermentează la 35 de grade, îl încălzim. El fermentează și produce un biogaz, care conține metan ca și la aragaz. Iar metanul acela vine și se depozitează în balonul alb. Sunt 1000 de metri cubi. Așa ca să știți și voi. De acolo, o parte din biogaz se duce în centrala termică și încălzește din nou nămolul ca să poată să ne dea alt biogaz, iar o parte se duce la un motor de cogenerare care va da curent. Va da 30% din cât avem noi nevoie și folosim aici în stația de epurare. Momentan, vedeți surplusul de biogaz? Se vede aici, dacă vă uitați atent, o flacără care arde tot timpul. Da. E ca flacăra olimpică. Ați venit? Ne bucurăm că ați venit în vizită la noi. Așteptați-vă un pic așa mai pe margine ca să existe un spațiu și sper să vă fi plăcut ce ați văzut în cadrul stației de epurare. După cum ați văzut, aici ne aflăm la o mică fabrică, mie așa îmi place să o numesc, care face din apă murdară apă curată și ar fi bine ca întotdeauna când aruncați ceva la canal să vă gândiți ce ați văzut aici, câtă investiție există și ce mult efort se depune ca dintr-o apă murdară să facem o apă curată pe care să o evacuăm în râul Arieș, astfel încât să nu se întâmple nimica cu ce există în apă. Peștii să nu moară, flora, fauna să nu se strice. În cadrul acestui laborator, care a fost creat în baza unui proiect european, avem posibilitatea să monitorizăm indicatorii impuși de organismele de control. Pe noi, partea de epurare ne controlează apele române și partea de mediu. Și prin urmare există două legi care ne stabilesc indicatorii pe care ne trebuie să îi monitorizăm și să ne încadrăm în ei. Laboratorul are două părți distincte, o parte de chimie și o parte de biologie, microbiologie, care e mai spectaculoasă și unde o să vă ducem să vă arătăm bacteriile care fac, de fapt, din apă murdară, apă curată. Ați văzut acolo două bazine, într-unul se barbotează oxigen, așa o vâltoare și, până ați văzut, o masă așa închisă la culoare. De fapt, acela este așa numitul reactor biologic, unde, de fapt, se face apa curată. Dacă acel reactor biologic nu funcționează, procesul de epurare nu se realizează. Partea de chimie, v-am pregătit să vă arătăm cum arată, de fapt, o apă murdară și o apă curată. Dacă vă uitați acolo în încăperea respectivă, avem două sticle, una mai murdară pe care se scrie intrare și o alta care scrie ieșire. Vedeți, dintr-o apă tulbure care are un sediment, s-a format o apă care este transparentă, este curată și, de asemenea, în conul respectiv, vedeți nămolul, sedimentul pe care noi îl urmărim și care, de fapt, ne spune dacă procesul nostru biologic și de epurare funcționează. O să vedeți, da, o să fie fascinant. O să vedeți o floare, pentru că clasele 5-8 fac și flori, și o să vedeți un mediu de biologie, niște bacterii acolo care se mișcă și, de fapt, acele bacterii sunt cele care fac apa curată. Deci celula din petală, dacă am înțeles la biologie. Da, murdă, da.
Și ea v-a murdat și a spus să mă ajung, el a spus că bacteriuțele știu să mănânce. Hai că nu mai vine. Stai, mă, că nu uit. O duci de aici. Deci vă rog să o dați frumos acolo. Ca să vedeți. Da, și mare, să o pierde, domnul. Și se mișcă pe acolo ceva? Da, bulând, din al cap. Da. Ați mai văzut așa ceva? La biologie, vedeți? De acolo v-a pregătit coleg o floare de mac, să vedeți cum arată structura florii de mac. Asta e mizerie. Acolo, da. Bacterii care fac apa curată. Deci ce ați văzut acolo? Da, se fac apa curată. Da, se trăiesc cu oxigen, cu azot, cu fosfor, cu tot. Asta e tehnologie. Mai uite la asta. Și aici aveți petală de mac. Am văzut. Și să văd aici, dacă tiriți pe petală de mac, să văd celulele care activează petala. Să vezi namolul care le-a fost în bazine. La microscopul din dreapta și la microscopul din stânga, să vezi cum arată structura la unui petal de mac. Rezolție nu pot să... Că la microfon, dar vine la 400 de ori mărită. Nu, aici 100 de ori și aici de 400 de ori. Se poate să vadă moleculele din sânge? A, nu o să vadă moleculele, că nu mai are așa de mult. Și vezi celula la petală de mac. Ce tare. Și dacă vezi... Nămolii în care și eu să vezi mărită, că ai mătat despre protozoare. Bacterii, de ce tip? Nu sunt bacterii, sunt protozoare, nu să vezi. Bacterii o să vezi mai mult ca și filamente mai mult. Aha. Ce vezi că mișcă-s protozoarele și bacteriile sunt alea mai mult filamentoase pe acolo. Ai ce nu numai celul? Nu, ce petală de mac, structura. Ce sunt ce? Sunt nano, mici? Nu, sunt la scară e micro. Microscopic. Nu, la scară e de 1000 de ori mai mic decât milimetru. Nano e de 1 milion. Tot ce acolo altul la purificare. Monstră de apă? Nu, asta e petală de mac. Pe dreapta e monstra din amol care se vede în bazine. Cum credeți că au primit copiii această vizită la stația de epurare? Copiii au fost foarte impresionați de stația de epurare, mai ales că ei nu știu exact ce se întâmplă, dacă apa se va consuma ulterior sau este doar deversată în Arieș. Au fost impresionați și de modul în care a fost tratată de la stadiu de foarte murdară și după aceea o apă curată în care pot să conviețuiască și animalele, peștii, după cum ne ziceau aici. A fost foarte bine și sperăm să țină minte toate lucrurile bune care le-am spus și să aibă grijă ce aruncă ulterior în canalizări. Ce obiective în cadrul companiei de apare și ați dori să mai vizitați? Păi ar fi foarte interesant să vedem și stația de tratare a apei, pentru că ei au făcut o confuzie între epurare și tratare, nu știu exact care sunt diferențele. Și alte nu prea am fost informați. Sursele de apă. Sursele de apă, da, și Mihai Viteazu am înțeles că este ceva interesant.
Thank you.